George Simion, candidatul AUR la președinția României, promite 1 milion de apartamente, fiecare la un preț de 35.000 de euro, pentru care cei interesați trebuie să plătească un avans de 1.000 de euro. Contractul pe care doritorii trebuie să-l semneze este, de fapt, un document prin care Simion vrea să-și convingă alegătorii că se va ține de cuvânt și că va demisiona din funcția supremă în stat dacă își va încălca promisiunea. Semnăm contracte pentru apartamente din planul Simion. Și la Timișoara este una din cele 200 de măsuri incluse în planul Simion pentru România. Credem că atât la Timișoara, cât și la Cluj, la Iași, la București și în toate marile orașe avem o problemă cu fondul locativ, avem o problemă cu dezvoltarea noilor cartiere. De aceea venim cu o soluție de locuințe la prețuri accesibile, la prețuri de producători. Am vorbit cu foarte mulți constructori, dezvoltatori imobiliari, eliminând profiturile imense de la 50 până la 200% ale dezvoltatorului imobiliar, eliminând prețul terenului, infrastructura și utilitățile care și autorizațiile. Pentru autorizații de multe ori se cere mită. Sunt costuri conexe, costuri ascunse. Putem ajunge la 500-600 de euro metru pătrat desfășurat pentru un bloc de locuințe. Câteva sute de oameni au stat ore în șir la coadă pentru a semna contractul alături de Simion. Domnul Marian, o să vă rog o semnătură a dumneavoastră aici. Și aici. Da? Contractul acesta rămâne la noi și acesta la dumneavoastră. Să fie într-un ceas bun, să putem implementa proiectul. Doamne ajută! Bineînțeles, de alături de domnul Simion. Am venit să fim alături de el. Suntem alături de el de la început și, bineînțeles, pe tot parcursul lui. Am venit să semnăm contractul, care avem încredere că va fi finalizat planul Simion, așa cum s-a promis. Apartament cu două camere, cu patru camere, cu trei camere, da, care bineînțeles că va fi benefic pentru tineri, pentru tineri la început de drum, pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de o locuință și un ajutor. Dacă va ajunge președintele României, liderul AUR spune că primele locuințe vor fi gata în anul 2026. În perioada următoare, George Simion va identifica terenuri care aparțin statului român pe care vor fi ridicate blocurile.